Minecraft, dar diamantele sunt custom. Eyo, băieți și fete, ăsta e primul clip mai lung, așa că nu mă judecați. Poate vă întrebați ce sunt cu atâtea craftinguri. Ei bine, astăzi avem un mod destul de interesant. Și anume, avem un crafting nou care se numește Diamond Crafting Table. Și se craftează așa. Haideți să-l craftăm să vedem ce putem face în el. Op, op. Acesta este Diamond Crafting Table. În el putem crafta tot felul de diamonduri super OP care dau diferite efecte speciale. În primul și în primul rând putem crafta diamante cu un singur iron. Adică luăm iron-ul, îl băgăm în acest crafting și bam, uitați diamantul. Acesta este Wither Diamond-ul și se craftează așa. Avem nevoie de coal, de niște oase, pac, 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 pac. Fuck. Acesta este Wither Diamond. Cu ce ne ajută acest Wither Diamond, vă întrebați? Ei bine, el dă slow mobilor din jurul nostru și le dă efectul Wither-ului. Hai să mergem să căutăm niște mobi, zic eu. Ah, uitați. Vedeți? Și-l omoară până la urmă, vă dați seama. Haide mă, mori. E foarte OP. Următorul diamant este Giant Diamond, care se craftează așa. Avem nevoie de un bloc și 4 diamante. Le băgăm în Diamond Crafting Table. Și avem Dynamite diamantul. What the f-. După cum puteți vedea, acesta dă 7 damage. Adică mai pe scurt ca o sabie de diamond. Acesta este Peak Diamond. Avem nevoie de 4 raw pork chop și un diamant. Băgăm în crafting și bam. După cum puteți vedea, cum la o mână s-a făcut saturația full. Adică cred că vă prindeți și voi pentru ce este acest diamond. Așa se craftează un endstone. Doar că nu în craftingul acesta. În craftingul normal. Bam, bam. Endstone. Și acum vă întrebați, păi la ce îmi trebuie mie crafting-ul ăsta? E pentru următorul diamant, care este Endstone Diamond, avem nevoie de un diamant și 4 Endstone. Ca efecte, acest diamond ne dă slow falling și jump boost. Opa, ia uitați, full dănea. Următorul diamant este Redstone Diamond, 4 Redstone și un diamant. Băgăm în crafting, bam, bam, bam. Redstone Diamond. Ei bine, vă întrebați, la ce mă ajută pe mine acest diamond? Vedeți oaia aia? Dacă oaia aia n-are în mână un Redstone Diamond, se va întâmpla treaba asta. Adică va primi efectul de glowing. Următorul diamant este Wooden Diamond. 4 sticuri și un diamond. 1, 2, 3, 4, diamondul. Acest diamant ne dă apple-uri. Atât. Următorul diamant este Copper Diamond. 4 cupru, diamant, bam. 1, 2, 3, 4 și după cum puteți vedea, are un fulger așa prin el. Haideți să găsim oița aia ca să vă arăt la ce e bun acest diamant. Deci să spunem că, nu știu, suntem lângă această oaie. Dacă ținem diamantul în mână... Wow! Stai, nu la oaie. Ba da, dar de ce nu și ei? A, ba da. O, cum puteți vedea, pică fulgere din cer. Ta-da! Băieți, se putea să avem toate aceste diamante și să nu avem ce face cu ele? Mai mult decât v-am arătat deja. După cum puteți vedea, avem alt fel de craftinguri aici. Ce sunt astea? Sunt niște unelte, niște mic unelte care ne vor ajuta mai târziu. Acesta de aici este un wooden platform. Haideți să-l craftăm să vedem ce putem face cu el. 3 ouă de wood, 3 wooden diamonduri, 6 sticuri și primim wooden platform. E, după cum puteți vedea, avem o platformă de lemn în mână. Dacă dăm click dreapta, am omorât chestul. Deci niciun clip lung nu pot să fac ca lumea că sunt idiot. Merge mai departe. Dacă dăm click dreapta în continuu, uitați ce se întâmplă. Sunt regele lemnului. Următoarea unealtă este Endstone Pickaxe-ul, care se craftează așa. Avem nevoie de 3 Endstone Diamond și 2 sticuri și primim acest pickaxe. Acum bănuiesc că știți și voi ce ar trebui să facă un pickaxe de genul. Dar mai întâi de asta, vreau să dăm de piatră ca să vedeți exact. O să sap cu mâna până la piatră. În regulă, avem pickaxe-ul în mână, spargem piatra. Opa, minează foarte rapid pe o platformă de 3x3. Ce bine era să o am și-o pe lumea mea de survival. V-ați blocat în acest mini tunel, nicio problemă. Țineți wood platformă în mână și săriți. Opa, insane. Rămânem fără mâncare? Nicio problemă. Insane. Următorul tool este un lightning orb. Avem nevoie de 5 lightning diamonds și ne dă chestia asta, care nu vreau să o încerc aici, o să o încerc aici. Wow. Mai știe cineva pe MCG când era sunetul ăsta când omorai pe cineva? Următorul tool este un big launcher. 3 big diamonds, 3 pork chop, bam bam bam. Bam. Oare ce face acest pig launcher? Ați rămas fără mâncare și vreți să plouă cu mâncare din cer? Nicio problemă. Bum. Și uitați ce mâncare ne dă, adică nu de aici de acolo. Dacă este ziua cuiva,
La mulți ani. Următoarea unealtă este un mining drill. 3 redstone diamonds, 3 iron ingots și un iron nugget. Acum vedeți și voi că arată ca un pick hammer. Și cum credeți că funcționează? Fix ca un pick hammer cu lag. Următoarea unealtă este un giant diamond. Ne trebuie un stick și 2 giant diamonduri. Pac, pac. What the fuck, câta sabia? E cât? Oare cine dă această sabie, vă întrebați? Ei bine, 22 attack damage și plus de asta mai face și treaba asta. Vă dați seama că dă ușor omorâm mobii? Dar de fapt, haideți să testăm că tot a venit seara. Știți ceva? Nici n-avem nevoie de mobi. Insta kill. Și vă dați seama că are și range mai mare. Următoarea unealtă este un pet wither? Ce? Hai să vedem. 3 wither diamonduri și 2 oase. What? Ce face asta? Hai să dăm un click dreapta. Wow, dar oare dă și damage totuși? Salut, schelete! Ai noroc! Hai să vedem și giant diamond-ul ăsta, cam cât de mare are range-ul. Nu foarte mare, dar eu zic că merge. Hai să încercăm și cu pick launcher-ul ăsta. Oh, da, merge. Lightning orb-ul. Nu pot să cred. Tocmai mi-am făcut-o singur. Ok, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Se pare că le-am terminat pe toate. Ce e ăla? Se pare că am uitat să fac moon staff-ul. Dar cum fac eu rost de moon diamond? Ce e asta? Pentru a crafta moon diamond-ul trebuie să arunci un diamant de la înălțimea de 135. Și cum ajung eu la 135? Ah, da, știu. Am uitat că am făcut un wood platform. Dar stați să mănânc și eu de aici. Perfect. Deci, a spus că trebuie să aruncăm un diamant la înălțimea de 135. Uite un moon diamond. Night vision ne dă. Bă, nu e mare lucru, dar e destul de mișto. Și acum vă veți întreba, cum cobor eu de aici în siguranță? Nicio problemă. Avem endstone diamondul, după cum vă aduceți aminte, care ne dă slow falling. Și normal că vine ăsta de nou. Lasă-mă baci. Ok, moon staff-ul. Avem nevoie de 6 stick-uri. Bă, challenge-uri ca challenge-uri, am înțeles. Bă, dar niciun clip normal. Nu vă mai suport, creeperilor. Măcar a rămas întreg moon staff-ul. De ce a fuge? Țin pe ăsta, mână. Mori, mă. O să iau stick-urile de aici, pentru că cineva mi-a stricat toată combinația. Frumos, 6 stick-uri și moon diamond-ul. Și ne dăm moon staff-ul, care nu știu ce face. Aparent, le dăm cu luna în cap. Haideți să vă demonstrez. Vedeți? Creeper-ul ăla nenorocit. Ia de aici. Lasă-mă pace. O, da, greu mori. Cam asta facem un staff-ul și ne mai răzbunăm pe unul. Mori. Perfect. Băieți, pentru că sunt foarte mulți mob, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!